Mă numesc Onica Iacob. Sunt elev în clasa 2. Voi recita poezia Sfârșit de toamnă, de Vasile Alexandrii. Oaspeții caselor noastre, cocostârci și rândunele, părăsit au alor cuiburi și-au fugit de zile rele. Cârdurile de cocoare, înșirându-se în lung zbor, pripegit au urmărite de-al nostru jarnic dor. Vesela verde câmpie, a cui tristă, festejită, lunca bătută de brumă, acum pare ruginită. Frunzele cad, zboră în aer și de crențe dizlipesc, ca frumoasele eluzii dintr-un suflet omenesc. Dintr-o patru părți a lumii se ridică înalt pe ceruri, ca pălauri de poveste, nouri negri, plini de geruri. Soarele iubit se ascunde, iar pe sub rozavii nori trece un cârd de corpi iernatici prin văzduh plâncănitor. Ziua scade, iarna vine, vine pe crivă scălare, vântul șuieră prin hornuri, răspândind în fiorare. Boii rag, cai rânchează, câinii latră la un loc. Omul trist cade pe gânduri și se apropie de foc.